În săptămâna 11-15 noiembrie 2019, ITM Călăraș a efectuat controle în următoarele domenii de activitate: comerț, agricultură, construcții, exploatare forestieră, transport rutiere de marfă, restaurante sau baruri, locuri de recreere, alte domenii de activitate. În cadrul controlelor, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului relației de muncă au verificat 27 de angajatori, doi au fost sancționați și s-au aplicat amenzi în valoare de 3.000 de lei. De asemenea, au fost dispuse 36 de măsuri cu termene precise de rezolvare. În aceeași perioadă, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă au efectuat 19 controle, 15 angajatori fiind sancționați și au fost aplicate 37 de avertizmente. Pentru remedierea deficiențelor s-au aplicat 37 de măsuri cu termene precise de rezolvare.